merge mai departe cu ideea asta foarte frumoasă a lui Mihai de a discuta în marile orașe și nu numai ale României despre familie, despre tradiție, despre libertate, despre responsabilitate, în încercarea de a mai tulbura puțin inimile noastre care sunt înghețate așa, din păcate, în ultima vreme, pentru a ne dezmorți sufletește puțin și pentru a încerca și o solidaritate între noi, poate concretizându-se mai târziu sau mai devreme într-un proiect de țară. Licitația va începe de la 300 de euro, tabloul se numește Exodul, probabil că v-ați dat seama. În fruntea noastră rămâne totuși Moise, care ne poate traversa orice fel de mare agitată, iar cei care doresc să liciteze, am fost înștiințat că pasul, mă rog, așa cum se numește în licitație, este din 50 în 50 de euro. Cine dorește să liciteze, sunt două domnișoare foarte drăguțe în spatele dumneavoastră, lângă bar. Vă rog să luați contact vizual, să vedeți unde, și cine va ridica mâna va fi reținut de distinsa noastră colegă și sper să ajungem până la urmă la un liman foarte bun. Eu nu vreau să vă plictisesc foarte mult, atâta vreau să spun, pentru că suntem totuși, sper, niște conservatori cu mintea deschisă. Avem totuși două emisfere cerebrale, nu? Una e de stânga, cealaltă e de dreapta, trebuie să funcționăm cu amândouă, dacă vrem să fim o ființă de plin așa. Aia de dreapta, nu că de aia e de dreapta, rămâne cumva conservatoare, iar cea de stânga mai progresistă, mai nărăvașă, trebuie ținută și ea, dar la locul ei. Din păcate, eu târziu am înțeles că mă apropii de 50 de ani, că totul e ciclic în istoria asta noastră. Noi trăim, vorba lui Trotsky, o revoluție permanentă. E o revoluție permanentă, dar ce înseamnă revoluție? Exact ce face și Pământul în jurul Soarelui și în jurul propriei axe, pleacă dintr-un punct stabil, face o revoluție, dar doar pentru a se întoarce exact de unde a plecat. Iar referința asta care ne ține și pe noi tare pe picioare, unii au numit-o clasic, alții au numit-o tradiție, alții au numit-o adevăr, și atunci să nu ne temem cumva în mijlocul acestei revoluții că ne vom pierde, că nu ne vom pierde. Viața, Dumnezeu ne va aduce la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, fix de acolo unde am plecat. Și noi de asta ne numim creștini, pentru că știm că am plecat de la Dumnezeu. Și în mod sigur, vrem, nu vrem, tot acolo o să ne întoarcem. Tema întâlnirii noastre e o temă în temă, e România încotro, într-o Europa încotro. Toți vorbitorii din această seară vor puncta fiecare de la înălțimea profesiei, familiei, credinței, bazei care îi definește ca oameni, și sunt convins că vom pleca fiecare dintre noi de aici îmbogățiți, cu un sens măcar în plus. Deschid seara, sunt convins că deja gheața a fost spartă, cu un moment artistic care aparține doamnei Emanuela Gherasim. Am câteva date să o prezint: 26 de ani, soție și mama doi copii, muzica a fost pasiunea ei încă de când era la grădiniță. Părinții au îndreptat pașii spre muzică și au susținut-o. A învățat să cânte la un instrument și a participat la concursuri, dar cel mai important este că își folosește acest talent în biserică. Să știți că și noi aici, într-o definiție foarte teologică, putem fi o biserică, cu condiția ca măcar doi sau trei dintre noi să-L mărturisească pe Hristos. Deși nu s-a oprit din a se bucura de acest dar, nu a ales școala și facultatea în acest domeniu, îndreptându-se spre o altă pasiune, istoria.
A studiat istorie și arhivistică la Facultatea Babeș-Bolyai, după care a predat istorie pentru o perioadă de timp. A participat în 2019 la Vocea României, unde a întors 3 scaune. În prezent continuă să împărtășească pasiunea pentru muzică în cadrul comunității în care activează, dar și în mediul online, pe platformele de socializare și YouTube. Pe lângă toate acestea, atenția este îndreptată spre familie, creșterea copiilor, implementarea principiilor divine în viața lor și aceasta va fi una dintre temele fundamentale ale întâlnirii noastre din această seară. Emanuela, te rog! Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, mulțumesc din suflet pentru invitație, este o plăcere și o onoare să mă aflu aici. Mă rog și cred că Dumnezeu o să fie prezent aici în tot ceea ce vom face. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. Gloria s-a nemărginită, prin Hristos s-a arătat. Laud numele Tău, Iisus, laud numele Tău, Iisus, ești al meu rege minunat. Laud numele Tău, Iisus, ești mielul ce a fost trăpus. Laud numele Tău, Iisus, al nostru rege. Pentru a fi în veci cu Tine, Te-ai jertfit să fiu salvat. N-ai renunțat nici când la mine, M-ai iubit neîncetat. Laud numele Tău, Iisus, laud numele Tău, Iisus, ești al meu rege minunat. Laud numele Tău, Iisus, ești mielul ce a fost răpus. Laud numele Tău, Iisus, al nostru rege. Laud numele Tău, Iisus, al nostru rege. A ta lucrare e desăvârșită, până la capăt mi-ai iubit. Viața domnește, iar moartea e învinsă. Ai înviat triumfător. Orice putere, orice domnie, acum și în veci Tu le-ai supus. A Ta este gloria, puterea și slava. Numele Tău îl înălțăm. Lau numele Tău, Iisus, lau numele Tău, Iisus, ești al meu rege minunat. Lau numele Tău, Iisus, ești mielul ce a fost trăpus. Laud numele Tău, Iisus,
Știu cine am fost, știu de unde tu m-ai scos. Rătăceam orb și gol și lipsit de orice scop. Între noi ce prăpastie de netrecut era. Însă tu din depărtare, plin de milă mă priveai. Și atunci ai lăsat tronul tău și slava ta. Ai trecut peste tot ce de tine mă despărțea. Sus pe o cruce păcatul mi-ai luat. Ai zdrobit jugul greu, libertate mi-ai redat. Mulțumesc, Iisus, m-ai mântuit. Sângele cel sfânt m-a curățit. Mulțumesc, tu viața mi-ai salvat. M-ai scos din întuneric, m-ai eliberat. În locul meu, în mormânt ai coborât, dar nu te-a putut opri. A treia zi ai înviat. Azi eu trăiesc, sunt pe veci răscumpărat. Prin sângele tău sfânt viața mi-ai transformat. Mulțumesc, Iisus, m-ai mântuit. Sânge m-a curățit. Mulțumesc, tu viața mi-ai salvat. M-ai scos din întuneric, m-ai eliberat. Nimic nu-i mai puternic decât sângele ce-a curs la Golgota. Răscumpărați de Tatăl, suntem astăzi fii și fiice de împărat. Ce har! Nimic nu-i mai puternic decât sângele ce-a curs la Golgota. Ce răscumpărați de Tatăl, suntem fii și fiice azi de împărat. Ce mulțumesc, Iisus, m-ai mântuit. Sângele cel sfânt m-a curățit. Mulțumesc, tu viața mi-ai salvat. M-ai scos din întuneric, m-ai save.
was grace that taught my heart to fear and raise my fears relieved. How precious did that grace în mod sigur nu întâmplător se numește Emanuela, darul lui Dumnezeu. Atât îi trebuie inimii ca să se poată deschide și să participe pe deplin la o întâlnire între oameni frumoși. Vreau să-l invit acum pe domnul Alexandru Cosma, care are un cuvânt de salut pentru dumneavoastră, și apoi să continuăm. Bună seara! E foarte familiar amvonul ăsta că astăzi o să vă vorbesc din două identități pe care le am, în care trăiesc, și cu toți avem mai multe identități sociale. Unii sunt părinți, copii, eu sunt și pastor și sunt și psihoterapeut. Și fiind în seara asta un loc în care chemăm cu toții numele lui Dumnezeu, aș vrea să plecăm capetele acolo unde suntem. Vrei să facem asta împreună? Hai să cămăm prezența lui Dumnezeu și să începem cu prezența lui Dumnezeu și să spunem: Tată, bine ai venit în mijlocul nostru. O să mă rog eu, haideți numai să plecăm capetele așa în respect pentru Dumnezeu și spunem: Tată, îți mulțumim pentru seara aceasta. Nu știm ce vrei să faci tu cu noi, dar vreau să-ți mulțumesc pentru fiecare suflet pe care l-ai trimis astăzi aici, suflet care trebuie să primească ceva și suflet care trebuie să dea ceva, Tată. Tată, mă uit așa prin sală și văd că aceștia sunt oamenii, tinerii cu care vrei să schimbi lumea asta, Tată. Te rog să pui în gura noastră cuvintele tale, să dai ungere, Tată, în vorbire, să dai direcție, să dai viziune, Tată, în fiecare dintre noi, ca să putem să schimbăm ceva în lumea asta. Să ne pui în contrapoziție față de mersul lumii și să putem să spunem tare și răspicat că noi avem un Dumnezeu. Amin. Amin. Deci eu am Biblia aici, dar mi-am pus numai schița ce să vorbesc, nu o să vă predic 10 minute, o zis Mihai, și o să mă țin de cuvânt, pentru că 10 minute e o grămadă de timp în care poți să schimbi ceva. Dumnezeu a mântuit lumea într-o secundă. Uite atât.
În 10 minute, Pavel în Areopagul din Atena au reușit să mântuiască câțiva oameni care vorbeau baliverne pe acolo. O să vorbesc din două perspective astăzi, da? Am zis că eu sunt psihoterapeut și sunt și pastor. Și cred că din când în când este bine să ne oprim și să reflectăm asupra, în primul rând, asupra vieților noastre și să ne întrebăm așa cam cum mergem noi. Dacă vă aduceți aminte, Sfântul Apostol Pavel spune: cercetați-vă pe voi înșivă și vedeți, băi, sunteți în credință, nu sunteți în credință. Dar din când în când este bine să ne oprim și să facem o evaluare, ceea ce se numește în psihologie sau în psihiatrie, se numește screening. Să te uiți așa, bă, oare cum merge lumea asta din punct de vedere mental, din punct de vedere spiritual? Pentru că avem voie fiecare dintre noi să o evaluăm, cel puțin Europa, și în cazul în care reușiți să puneți și un diagnostic. Să știți că o să fac diagnosticul Europei și o să vă spun câteva lucruri pe care le-am observat că le trăiește Europa și le trăiește generația mea. Eu am 33 de ani, exact vârsta la care a fost răstignit Iisus Hristos. Bine, eu arăt mai în vârstă așa că am chelit și am barbă, dar eu am numai 33 de ani. Și la vârsta asta ar trebui să mă răstignească unii, dar fix la vârsta asta eu mă ridic pentru că vreau să fiu o voce pentru generația mea. Și nu o să fiu singurul, Constantin Rădulescu Motru are o carte, Psihologia poporului român, trebuie să o citiți. Fostul meu profesor, Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, are o carte, Psihologia poporului român. Și oamenii aceștia spun că din când în când este bine să te oprești. În psalm spune: opriți-vă puțin și vedeți cum merge lumea asta. Eu doar atât am făcut, m-am oprit și am reflectat și vin la dumneavoastră cu două probleme pe care le-am observat în societatea postmodernă. În primul rând, societatea trăiește o criză de sens. O criză existențială sau o criză de sens. Ce înseamnă asta? Ideea e că problema e nu că nu sunt sensuri. O să vedeți, o să puteți citi o carte foarte bună, Sensuri ale vieții, de Roy Baumeister. Și omul ăsta zice în cartea lui, problema e nu că nu sunt sensuri, ci că sunt prea multe sensuri. Ai deschis TikTok-ul, cineva îți dă un sens. Ai deschis YouTube-ul, cineva îți spune despre ce înseamnă viața asta. Ai deschis Facebook-ul, cineva te îndrumă și problema e că sunt foarte multe sensuri și nu putem face diferența între acela care îți vorbește și este impostor sau acela care îți vorbește cu adevărat un adevăr. Și zic eu că problema este că avem prea multe sensuri și autorul acesta spune că pentru a avea sens în viață ai nevoie de 4 lucruri. Eu sunt psihoterapeut și vin tinerii la mine și zice: nu mai pot. Cum adică să ai 17 ani și să trebuiască să vin la tine la spitalul de psihiatrie pediatrică și să văd că tu vrei să te sinucizi la 16 ani, la 17 ani? Pentru că nu mai au sens. Și pentru a avea sens ai nevoie de 4 lucruri. Doar despre unul o să vorbesc, le număr pe toate 4. Poate ești aici și tu și din când în când este bine să trăiești o criză de sens. Uitați-vă la marele om al lui Dumnezeu, Ilie. Vă aduceți aminte? La gura peșterii. Zice, am rămas singur. Nu, zice Dumnezeu, mai am ca tine o grămadă. Dar ceea ce trăiești tu, Ilie, acum este că nu știi, cum zicea Petrețuțea, nici de unde vii, nici încotro te duci. Dar vreau să fac ceva cu tine, Ilie, să-ți spun, să-ți dau un nou scop. Deci pentru a avea sens în viață ai nevoie de scopuri. Scopuri mai distanțate. Ați observat că generația de astăzi face tot ce face pentru a se simți astăzi? Ați observat? Hai, mai interacționați cu mine, dați din cap. Nu, da, ziceți ceva. Ați observat? Sunt copiii dumneavoastră. Eu trebuie să mă ocup împreună cu colegii mei, neurologi, psihiatri, să ne ocupăm de ei. Pare foarte ciudat, dar dacă vă veți uita, tehnologia a avansat foarte mult, terapiile au avansat foarte mult, dar cu toate astea vreau să vă spun că incidența depresiei a crescut aproape de 2 ori. Iar vârsta de debut a scăzut la jumătate. Dacă înainte erau depresivi cei între 27 și 30 de ani, ghiciți la ce vârstă sunt acum? La 17 ani. Și pentru a avea sens ai nevoie de scopuri, ai nevoie de valori. De valori, aici vreau să vorbesc. Pentru că societatea trăiește o criză de valori. Ce este o valoare? Este ceva care îți spune ce este bine, ce este rău. Poți să ai scop în viață, dar dacă nu știi ce este bine și ce este rău, tu trăiești ceea ce se numește o criză de valori. Și zicea profesorul meu, fostul profesor Mircea Miclea, dacă îl știți, fost ministru al învățământului, el zicea că în dicționarul britanic în anul 1600, sinele,
sinele era definit ca anticrist. Sine egal anticrist. După 400 de ani, sinele s-a reinterpretat și sinele este cea mai înaltă formă de dezvoltare a persoanei umane, este în interior. Ce s-a întâmplat? Oamenii au început să nu mai iubească valorile obiectiv față de propria persoană, adică în momentul în care un tânăr de 17 ani crede despre el că este valoros prin propria lui persoană, adică crede că sinele lui este fundamentul de valoare, în momentul în care sinele lui, în momentul în care persoana lui, persoanei lui fuge pământul de sub picioare, cum este o pandemie, de exemplu. Atunci am avut cele mai multe cazuri de depresie, momentul în care oamenii au crezut că sunt un fundament de valoare și au încercat să se agațe cu propriile mâini de propria persoană. Dar a înțelege că a stabili valori în exterior sunt a valorile după care te vei ghida în viață. Deci societatea modernă trăiește o criză de valori pentru că nu mai raportează ceea ce face în exteriorul lor. Vă aduceți aminte de Bartolomeu Anania, de Petre Țuțea, oamenii aceștia care au suferit în pușcărie pentru ce? Pentru ce au suferit? Pentru un ideal. Ei puteau să se întrebe, ok, mă, de ce suntem în pușcărie asta? Suntem aici pentru că raportăm la un ideal mai mare decât propria noastră persoană și ne agățăm cu mâinile de acest ideal, credem într-un Dumnezeu, pentru că dacă nu se agățau de idealul în afara lor, o valoare mai mare decât ei, puteau să spună, noi renunțăm. Puteau să spună, noi renunțăm. Puteau să spună ca generația aceasta că valoarea suntem noi, suntem propria noastră persoană. Deci societatea modernă trăiește o criză de sens pentru că nu are scopuri, nu are valori în exterior. O tradiție, mă, măcar să crezi într-o tradiție. Uite, eu o să vreau să-mi cumpăr bivol. Bunicul meu a avut bivol, vreau să am și eu bivol. O să fie greu să mă trezesc dimineața să-i hrănesc, dar o să o fac pentru că cred într-o tradiție. Problema este că, zicea Roy Baumeister, că oamenii trăiesc criza aceasta de valori pentru că, deși el este ateu, trebuie să citiți cartea neapărat, deși el este ateu, el spune că în momentul în care societatea modernă a spus pa creștinismului, societatea a pierdut ceea ce se numesc valori absolute. De ce? Pentru că în momentul când nu mai ai un punct referențial să știi la ce raportezi, o să vrei să raportezi la propria ta persoană. Și tu nu ești un fundament de valoare. Tu nu poți fi un fundament de valoare. Tu ești valoros intrinsec, dar tu nu ești un fundament de valoare. Ai nevoie de ceva din exterior. Deci asta cred eu că trăiește societatea modernă o criză de sens. De ce? Pentru că nu mai are valori în exterior. Al doilea diagnostic pe care l-am văzut este că avem o generație fragilă. În universitățile din Statele Unite, nu știu dacă ați observat, dar dacă veți citi o carte, se numește Mofturile rațiunii americane, de Jonathan Haidt, el spune că s-a instaurat ceea ce se numește cultul siguranței. În pandemie, oamenii au trebuit să aleargă foarte clar între a fi liber sau a fi în siguranță. Oamenii, ghiciți ce au ales. Ziceți tare. Siguranța, de ce? Pentru că se instaurează un cult al siguranței, dar Mântuitorul Iisus Hristos zice, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face în siguranță? Nu. Adevărul vă va face liber. Și de ce trăim acest cult al siguranței? Am zis că în universități se întâmplă ceva. Universitatea nu mai are ca obiectiv principal competența și performanța. Veți vedea că tinerii care vor să se înscrie la facultate, facultatea le va spune așa, ok, principal pentru noi nu este ca tu să devii o persoană competentă în domeniul tău, ci în primul rând să nu discriminezi. Ați observat? Adică e mai importantă non-discriminarea decât competența. Pentru că generația trăiește o fragilitate și creștem niște copii fragili. Nu mai avem voie să vorbim despre nimic în universități, despre Dumnezeu. Trebuie să vorbim ceva să nu-i deranjeze pe ei. De ce? Pentru că este fragilă. În psihologie se numește distorsiune cognitivă. Știți despre cât ați auzit despre distorsiune cognitivă? Vă dau un exemplu. Pacienții mei vin și zic, sunt depresiv pentru că am divorțat. Păi și întreb, dar fosta soție e depresivă? Nu, ea e bucuroasă, zice. Ok, ce face diferența între în aceeași situație, același divorț, un tip intră în depresie, celălalt zice, petrecere. Ce face? Păi tu nu ești depresiv pentru că ai divorțat.
Tu ești depresiv pentru că gândești ceva la nivel cognitiv, tu ai o distorsiune cognitivă, tu gândești ceva despre tine, despre cealaltă persoană și despre lumea întreagă. Asta se numește distorsiune cognitivă. Și fiți atenți, în societatea modernă, Jonathan Haidt zice în cartea aia că întreaga generație trăiește ceea ce se numește distorsiuni cognitive. Și în momentul în care eu vreau, sau Mihail Neamțu ar vrea să țină un discurs într-o universitate științifică despre adevărul absolut, universitatea, în primul rând, o să-i spună, domnule Mihail, nu mă pic, despre ce vreți să vorbiți? Despre adevărul absolut. S-ar putea să deranjați. De ce? Pentru că distorsionează atât conducerea, eu vorbesc acum la universitățile din Europa și în mare parte în Statele Unite, acolo se întâmplă fenomenul. Slavă Domnului că în România încă oamenii mai gândesc rațional. Dar la nivel cognitiv, societatea postmodernă trăiește ceea ce se numește distorsiune cognitivă, adică oamenii catastrofează. În momentul în care vrei să-i spui că Dumnezeu crede că există doar bărbați și femeie, el o să spună, pentru că el distorsionează, o să spună, ai ceva cu mine. Ați observat? Și atunci, care este soluția? Deci pentru criză de sens, care este un diagnostic pe care l-am pus nu doar eu, pentru o generație fragilă avem nevoie de niște voci, de vox clamantis in deserto, cum spune Isaia 40:3, vocea celui ce strigă în pustie. Mă uit la dumneavoastră și am pretenția ca fiecare din voi, când veți pleca de aici, să fiți niște voci puternice, niște voci puternice pentru generația asta. Amin? E voie cu amin aici, e voie. Deci ce trebuie să facem? Văd aici că sunt preoți, mă bucur, sunt colegi de mei și pastori sunt pe aici și profesori sunt pe aici și cadre universitare și medici și ce mai sunteți. E timpul să mirosim a oi. E timpul să ieșim în lume, pentru că oamenii nu vor mai veni la biserică și dacă vă uitați, oamenii vor mai puțin să meargă la biserică pentru că biserica îi ofensează. Atunci ce trebuie să facem? Să mai ieșim din când în când între cei patru pereți, să mergem în parcuri și să spunem că adevărul este, ziceți, cum e adevărul? Absolut. Anul ăsta am primit de la primărie aprobare să mă duc în cele mai vizibile parcuri din Cluj-Napoca. Știți ce o să fac? O să pun boxe, o să-mi iau microfonul în mână, o să invit pe Emanuela, o să folosim artiștii ca să spunem întregei populații al Clujului că adevărul este absolut. Întotdeauna am la mine un de lemnul ăsta, îl vedeți? Tot timpul am la mine. Când mă duc pe troleu, în troleu stau în autobuz din Gheorgheni în centru și eu nu pot să tac. Eu așa, nu știu dacă ați observat, sunt foarte extrovertit. Dar eu nu pot să tac, să stau lângă un om și într-o leu ăla să fie liniște și eu să nu vorbesc cu cineva. N-ați pățit? Sau nu se poate să ai un coleg de facultate, să te pui în bancă cu el și să taci. Trebuie să scoți un de lemnul și din când în când să le mai spui că tu ești creștin și că adevărurile sunt absolute. Pentru că, repet și închei, pentru că generația aceasta trăiește o criză de sens. De ce? Pentru că nu mai are valori și trebuie să le spunem care sunt valorile, să le dăm un punct referențial, pentru că generația asta este fragilă. Și ce faci când o generație este fragilă sau o persoană este fragilă? Ia să vă întreb, ce faceți când un copil are frică de lift? Îl pui în lift. Păi noi cum ne învățau oamenii mai în vârstă să notăm? Ziceți? Se numește expunere treptată sau directă. Deci generația aceasta trebuie să învețe să poată să confrunte discuțiile în contradictoriu, da? Dacă vreau să vorbesc împotriva ceea ce crezi tu, dacă tu crezi că L, G, B, T, Q sau așa este adevărul, eu vin și spun că este exact inversul și mă pun în contrapoziție față de ce crezi tu și asta nu înseamnă că eu am ceva cu tine, ci înseamnă că tu ești prea fragil pentru că ai o distorsiune cognitivă. Credeți că e așa? Credeți că eu am ceva cu cineva când îi spun că ceea ce crede este greșit? Nu, eu cred că persoana aceea este fragilă. Așa că dacă am deranjat pe cineva în seara aceasta, vedeți, dacă nu aveți distorsiuni cognitive, eu le am pe ale mele. Încep să le modific, vă mulțumesc, eu am fost ales Cosma, vă iubesc și haideți să fim voci pentru generația asta. Așa este cuvântul lui Dumnezeu, e jucăuș, e viu. E foarte puțin plictisitor și îi mulțumesc lui Alexandru că a deschis inima și s-a pogorât acolo tainic, cum spune Părintele Arsenie Boca, uneori se pogoară tainic Dumnezeu prin noi. Vreau să apreciez încă o dată această capacitate uluitoare a lui Mihai Neamțu de a aduna la oaltă, deopotrivă și nu dimpotrivă,
diferite confesiuni, diferite credințe sunt aici, creștini ortodoxi, sunt creștini romano-catolici, sunt probabil creștini greco-catolici, sunt creștini protestanți și cred că ar trebui să lăsăm etichetarea în urma noastră, pentru că până la urmă există doar un singur fel de a fi creștin și acela îl definește pe omul frumos și pe omul bun. Există oameni buni care automat sunt frumoși și nu ține de estetică, ține de lăuntru și sunt oamenii urâți. Nu atât fizic, cât sufletește. Și asta este singura diferență între oameni. Unii sunt buni și alții mai puțin buni. Am să-i rog pe colegii mei să pregătească scena pentru panelul pe care îl voi modera. Avem trei vorbitori. Doamna Camelia Căpușan, domnul Cornel Petrișor și doamna Rodica Baciu. Am să îi prezint foarte concis pe fiecare. După care o să facem o pauză. Vă reiterez invitația să vizitați standul de cărți care este în spatele dumneavoastră, unde veți putea găsi Fenomenul Trump al lui Mihail Neamțu, Prețul Libertății al lui Cornel Petrișor, Eros, Logos, Agape, Mihail Neamțu, Iisus la Nicea, Mihail Neamțu, Exilat în România, Mihail Neamțu, și să vă spun că există și o ofertă, două cărți mari cumpărate, una mai mică, o primiți cadou cu autograf, desigur, de la autor, de la Mihail Neamțu. Și vă mai reamintesc o dată că avem și acest tablou. Eu știu cine l-a pictat, dar n-am împuternicirea să prezint autorul. Este pur și simplu din smerenie și nu din altceva. Tabloul este foarte frumos. Banii care se vor acumula în urma acestei licitații vor susține în continuare demersul lui Mihai și al echipei sale de a mai face șezători, adunări, comuniuni. Sper din tot sufletul ca în această seară să putem numi ceea ce s-a întâmplat aici o mică comuniune. Vreau să mulțumesc până pregătim aici sponsorilor fără de care probabil eticheta și eleganța acestui spațiu n-ar fi fost posibile: Restaurantului Rod, domnului Cornel Petrișor, Nazuro Aqua, Materom, Panemar, Conra Transport, SRL, Gramofon Wine, Chantia, Manol, Cofetăria Petrișor și Linda Invest. Plecăciune, mulțumim! Am să-i rog pe cei trei vorbitori din această seară, fiecare cu tema pe care și-a propus-o, o temă în sensul a ceea ce spunea Alexandru, și ascultându-te mi-am amintit de o frază cheie a lui Maxim Mărturisitorul, care spunea că există o singură boală și omul este bolnav doar de un singur lucru, de propria lui necunoaștere. Necunoașterea obârșiei ființelor noastre, pentru că venim de la Dumnezeu și ne întoarcem la El. Pe drum ne pierdem sensul și atunci intrăm în ceea ce se numește depresia modernă. Doamnelor, domnilor, vă rog. Vă rog să luați loc și să vă simțiți bine. Am să încep, de fapt nu eu, eu am început deja, dar o să înceapă tematica noastră comună. Doamna Rodica Baciu este antreprenor de succes, vine din Târgu Mureș. În anul 1998, împreună cu soțul ei, Matei Baciu, a înființat cunoscuta firmă Materom, una dintre cele mai de succes afaceri de pe piața comerțului cu piese auto din țară. Pe lângă această afacere, doamna Baciu este coordonatoarea rețelei de afaceri din cadrul Forumului Român de Conducere. Este licențiată în economie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, a absolvit un master în teologie la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad și un master în economie la Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș. Doamnă, inimile sunt deschise, cuvântul
e la dumneavoastră și prin dumneavoastră. După aceea am să îi prezint și pe ceilalți doi invitați. Vă rog. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru frumoasa prezentare, pentru invitație. Se aude? Se aude? Microfonul? E ok? Da. Se aude? Încă o dată, bună seara, mă bucur să fiu aici și mă bucur să pot să vă spun o poveste care vine din credință și care are așa un mesaj simplu. Credința că se poate și că vom reuși. Vom reuși să întoarcem lucrurile în direcția bună. Eu cred că deja avem multe experiențe care ne spun că se poate și se poate cu valori, chiar dacă pare că Europa merge într-o altă direcție. O mare bucurie pe care o am este că sunt împreună cu soțul meu astăzi aici și aș vrea să se ridice și să-l aplaudați. Pentru că eu am lângă mine o minune. Soțul meu a fost la un pas de moarte. Am trecut anul acesta, nu anul trecut, nu în trecutul îndepărtat, ci de câteva săptămâni prin Valea Umbrei Morții împreună. De două zile ne-am întors de la Viena, unde a primit prin minune un tratament și un diagnostic de către dat de cei mai mari profesori în domeniul bolilor de cancer, care au spus că nu va mai trăi. Dar uitați că Dumnezeu are ultimul cuvânt și Dumnezeu merită toată slava. Suntem căsătoriți de 32 de ani, nu o să vă zic câți ani am ca să faceți dumneavoastră calcule și la sfârșit să-mi ziceți ce rezultate ați primit. Sunt împreună și cu fiul nostru cel mai mic, Eusebiu, 22 de ani, și cu un grup numeros de susținători din Târgu Mureș, Arad, Oradea, Bistrița, oameni deosebiți cu care se poate aduce o influență a adevărului și a luminii în societate. Așa cum se spunea, suntem antreprenori și pentru ca să fim încurajați, aș vrea să spun povestea noastră, care are un substrat de educație financiară și libertate financiară, educația antreprenorială, ca să vedem un pic cam de unde se începe cu educația antreprenorială și financiară și că ea dă rezultate. S-a spus despre Materom, grupul de firme Materom are astăzi peste 1000 de colegi și colege. Este o afacere de familie și noi spunem familia Materom. Nu e o companie, este o familie care aduce rezultate. Povestea începe de la Târgu Mureș, m-am născut acolo într-o familie de muncitori și oameni simpli cu credință în Dumnezeu. Am locuit la bloc. Am avut harul să am bunici la țară și vacanțele le petreceam la țară. Mergeam cu bunicii la sapă, la fân, la moară, la nunți, la mormântări, la stână, că tot era vorba de oi, dar și la biserică. Am văzut cum se tund oile, cum se toarce lâna, și am auzit poveștile celui de-al doilea război mondial de la bunica mea care și-a pierdut soțul în cel de-al doilea război mondial. Deci sunt fiica unui orfan de război. Și primele povestiri biblice le-am auzit de la străbunica mea care m-a dus la biserica ortodoxă din sat și care ținea toate posturile. O femeie cu adevărat evlavioasă. De la ei am învățat că familia e cel mai important lucru, de aceea la 18 ani m-am căsătorit și la 19 ani am devenit mamă. Însă am continuat în paralel să facem multe lucruri, așa cum se spunea, am mers la școli chiar dacă aveam un bebeluș de 4 luni acasă și până am terminat facultatea am mai primit dar de la Dumnezeu încă o fetiță, pe Natalia. Știți, în vremea aceea nu era nici Pampers, nu erau nici fast food-uri, dar noi aveam multă energie, credință și pasiune. Și mă bucur să fiu din nou la Cluj, unde mi-am dat licența în 96
și unde am pășit cu mare emoție, dar deși eram mămică cu doi copii, am reușit să iau note bune la licență. În aceeași perioadă, soțul meu, un om foarte vizionar, a dorit să începem o afacere. Și mai mult decât atât, a dorit să ne implicăm împreună, să luăm deciziile împreună. Și pe atunci eram doar noi doi și un angajat. Băncile nu aveau credite pentru companiile mici și era și vremea fenomenului Caritas, în care oamenii așteptau 3 luni să ia de 8 ori mai mulți bani, fără să facă nimic. Vă dați seama ce vremuri grele pentru 2 tineri antreprenori? Însă, în ciuda contextului total neprielnic, în ciuda resurselor financiare puține, noi am ales să continuăm să investim într-o afacere curată și sănătoasă. Și să știți că sacrificiile erau la tot pasul. N-aveam un buget pentru familie, pentru că trebuia să sacrificăm pentru afacere. Și țin minte că de multe ori mergeam la cumpărături cu 2 copii după mine și îmi făceam meniul pentru următoarele zile cu câțiva bănuți pe care îi aveam în buzunar. Și mă gândeam, o conservă de mazăre, 2 fire de cabanos, 5 ouă, 1 sticlă de ulei. Socoteam dacă ajunge sau nu ajunge. Trebuia să-mi rămână bani pentru 1 sticlă de lapte, pentru pâine în fiecare zi. Dar n-am renunțat. Și niciodată n-am cârtit că, din cauza că suntem antreprenori, avem atâtea de suferit. Însă a fost un preț. Celor mici le găteam uneori chec. Era singurul dulce care ni-l permiteam și îl ofeream cu atâta bucurie. Nu mă uitam la cei care au mai mult. Mă uitam că erau în jur oameni mulți mai necăjiți. Și am continuat să studiem și să descoperim oportunități de afaceri. Eram vânător de oportunități, mai ales soțul meu. Povestea are multe episoade și multe pagini, însă, așa cum vă spuneam, 1000 de locuri de muncă astăzi și în ultimii 20 de ani, peste 100 de milioane de euro, bani plătiți la bugetul de stat, impozite, taxe, contribuții. Eu cred că e un act de patriotism și eu cred că e un rezultat pentru domnul. E un rezultat al investiției străbunicilor, bunicilor, părinților. E un rezultat al bunei colaborări dintre 2 tineri care s-au căsătorit prea devreme după calculele unora. E un rezultat al unui obiectiv asumat. Să contribuim la dezvoltarea României prin profesionalism, etică și bune rezultate. Azi firmele aleargă după angajați și oamenii sunt supraofertați. Doar să vrei și poți să muncești și să fii bine plătit, însă nu întotdeauna a fost așa. În trecut, oamenii se rugau pentru un loc de muncă și erau mulți care așteptau să primească ofertă. Ne bucurăm că și în acea perioadă Dumnezeu ne-a folosit ca să pună multe familii o pâine pe masă. Am avut și altfel de oportunități. Pentru că uneori obosești și sunt crize de tot felul. Și chiar după criza din 2008, am avut mai multe oferte să vindem compania și ofertele erau interesante. Ne-am frământat, nu luni, ani de zile cu această decizie, pentru că puteam să avem un viitor foarte roz. Vacanțe, odihnă, ați muncit destul. Acum e timpul să nu mai faceți nimic. Însă, ne-am amintit de cuvintele Sfântului Benedict de Nursia, care a spus, laborare est orare, munca este rugăciune,
rugăciunea este muncă și am considerat că e mai bine să muncim cu ambele mâini și ne-am vândut companiile. Și am zis că businessul nostru este o platformă de binecuvântare și o platformă pentru promovarea adevărului și a valorilor creștine. Povestea arată că se poate realiza mult și aici la noi acasă în România, cu credință, cu renunțare și muncă și sacrificiu. Și aș vrea să enumăr în final câțiva factori care au contribuit la succes. În primul rând, valorile, că se vorbea despre valori. Și ceea ce este valoros, aurul, argintul, pietrele prețioase, nu se schimbă. Tot așa și cu valorile morale, valorile creștine, valorile biblice. Și acestea sunt adevărul, omenia, libertatea, respectul, încrederea. Lucruri pe care am dori să le promovăm mai departe. Modelele biblice de familii funcționale din timpuri străvechi ne-au inspirat foarte mult și acestea dorim să le promovăm în continuare. Familii în care soțul își asumă rolul de preot și de responsabil pentru bunăstarea familiei, pentru dezvoltarea celor din casa lui, iar soția își asumă rolul de ajutor potrivit și cei doi se susțin. Familii în care copiii cresc responsabili, nici subestimați, nici neglijați și nici răsfățați. Copiilor cărora li se spune despre valoarea banilor, li se arată prin discuții și prin mici responsabilități care li se încredințează. În final, aș dori să spun că am trăit toată viața cu credința că în ciuda contextului, în ciuda curentului, se poate. Poți reuși când te bazezi pe Dumnezeu și când cauți cu adevărat voia Lui. Și atunci am zis că dacă în anumite domenii în care oamenii nu dădeau nicio șansă în trecut, s-a reușit, aplicând aceste principii valoroase, oare se poate și în alte domenii? Și răspunsul pe care mi l-am dat a fost da. Cu siguranță da. Cu siguranță putem face cu experiența acumulată mai mult pentru România, mai mult pentru lumea de azi, mai mult pentru generația de mâine. Și cu smerenie vreau să vă spun că nu noi facem, oricât de bune am fi fiecare, oricât de experimentați, Dumnezeu face prin noi. Și dacă nu vom fi noi aceia prin care să facă El lucrări și să-și spună cuvântul vieții, vor fi alții. Însă noi vom rata șansa de a trăi cu cel mai important scop. De aceea apreciez oameni ca Domnul, fratele nostru, Mihail Neamțu, care își propune să promoveze valorile creștine în cel mai înalt nivel. Însă, chiar mai mult decât atât, aș vrea să desconspir faptul că doresc, sunt motivată să mă implic și eu în domeniul acesta atât de sensibil, dar deosebit de important, domeniul politic. Și nu mi-este frică să pășesc în zona politică, chiar dacă până acum am fost antreprenor. Pentru că pentru Dumnezeu trebuie să mergem și în alte medii în care poate ni se pare că este mai întuneric, că este mai greu. Când Dumnezeu este cu noi, acolo unde suntem noi prezenți, se face lumină. Mulțumesc că m-ați ascultat. Sper că v-a plăcut povestea mea despre conservatorism aplicat și despre valori creștine și despre patriotism. Și închei cu invitația de a fi parte, de a plăti prețul binecuvântării, de a lupta împreună pentru adevăr,
pentru lumină și astfel Dumnezeu va binecuvânta România. Vă doresc să fiți binecuvântați pentru a fi o binecuvântare oriunde v-ați afla. Îi mulțumim foarte mult doamnei Baciu. Cred că e interesant să putem comunica de aici, de pe scenă, cu sala. Mă gândesc dacă și vorbitorii sunt de acord. O întrebare, dacă există pentru fiecare, la momentul oportun. Dacă aveți o întrebare esențială care vă poate ajuta pe parcursul antreprenorial al dumneavoastră, vă rog să o puneți și doamna Baciu va răspunde. Știți că noi, din păcate, așa, într-o proastă tradiție, avem senzația că omul de afaceri sau omul bogat este mai departe de Dumnezeu, ceea ce este fundamental greșit. Totuși, Iosif din Arimatea era foarte bogat și a fost lângă Hristos până la capăt. Spune înțeleptul Solomon că omul se poate bucura pe deplin de ce-i dă Dumnezeu și de rodul muncii sale. Și atunci conceptul ăsta, care este ultraș așa ortodox, mai degrabă pravoslavnic, este că doar săracii sunt bine plăcuți lui Dumnezeu și este greșit, chiar și teologic. Există o singură sărăcie definită în creștinism și aceea este cea cu Duhul, adică smerenie. Sunt foarte mulți oameni bogați, mult mai smeriți decât niște săraci care sunt foarte orgolioși în sărăcia lor. Așa că mulțumim foarte mult pentru poveste de afaceri cu cruce deasupra, ceea ce e minunat. N-aveți nicio întrebare care să vă macine și să vă ajute, la care doamna Baciu vă poate răspunde? Vă rog, o singură întrebare ca să ne încadrăm în timp. Distinse domnul. Mă, nu am auzit. Vă referiți a merge mai departe în ce direcție? Ne-ați mărturisit că nu vă veți opri, că mergeți înainte și am înțeles că mergeți înainte cu Dumnezeu. A fost foarte limpede, foarte profund și emoționant. Eu ce încerc e să văd dacă ne-ați putea da ceva mai specific, o motivație care vă animă foarte tare. Foarte multe și greu să aleg una dintre ele, însă eu cred că fiecare suntem înzestrați cu diferite... Fiecare suntem înzestrați cu diferite daruri și talente și Dumnezeu pune energia aceea în noi ca să facem lucrurile să se miște. De ce ne-am vândut compania? Pentru că am știut că în momentul acela valorile care se vor promova nu vor mai fi exact ca cele în care credem noi. Va fi o modernizare care nu bate cu ceea ce am învățat de la părinți, de la ceea ce am învățat de la bunici. O altă motivație pentru activitatea în domeniul politic este faptul că se vorbește greșit despre acest domeniu, ca fiind un domeniu tabu. Creștinii n-ar trebui să se implice pentru că e prea multă corupție, e prea multă indisciplină, e prea multă fățărnicie și iată că apare și prea multă nerușinare. Adică oamenii care vin să spună în gura mare răului bine. Și dacă ne uităm înspre Europa, asta se întâmplă. Și cred că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu sănătate, cu capacități, cu resurse materiale, ca să fim o voce pentru El, ca nepoții noștri și strănepoții noștri să poată să fie și ei normali, să știe că mama este o femeie,
că așa s-a născut și tata este un bărbat și că amândoi sunt chipul lui Dumnezeu. Unul reprezintă pe Dumnezeul care se luptă și e puternic și celălalt pe Dumnezeu în sensibilitatea lui. Eu pentru aceasta trăiesc. Dumnezeu mi-a dăruit mai mult decât mi-am imaginat. Dacă aș fi avut resurse suficiente pentru un trai decent, de mult m-aș fi oprit să muncesc. Însă munca mea binecuvintează pe mulți, ca și munca dumneavoastră. De aceea și discursul meu și modul în care îmi petrec timpul trebuie să fie o binecuvântare cu impact cât mai mare. Asta sper că m-am făcut înțeleasă. Amin. Mulțumim foarte mult. Urmează doamna doctor neurolog, iertați-mă, Camelia Căpușan, soție, mama, doi copii și bunică, nu s-ar zice, atât de tânără. Este absolventă UMF Cluj-Napoca din 1996, medic primar neurolog din 1999 și doctor în medicină din 2012. Este membru a Societății Române de Neurologie și Movement Disorder Society, cea mai prestigioasă societate științifică care se ocupă de studiul bolilor de mișcare pe plan internațional. Este cofondator Centrul Medical La Vita Med. A creat programul Puterea Speranței în boala Parkinson. Acesta se adresează pacienților care suferă de această boală și își propune să creeze o comunitate de suport și reabilitare pentru ei. Participă la diferite conferințe dedicate femeilor care se desfășoară în afara barierelor confesionale. Consideră că profesia este cea care a ales-o și nu invers. Toată pregătirea sa academică a fost, de fapt, pregătirea sub acoperire pentru cer. Ce frumos! Doamna, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt extrem de onorată să fiu aici. Oricare dintre dumneavoastră, oricăruia dintre dumneavoastră, pot să zic, chiar fi stat mai bine aici decât mie. Drept care eu nu o să vorbesc prea mult despre, adică nu o să vorbesc deloc despre mine. O să vorbesc despre noi și despre splendoarea, privilegiul pe care l-am primit. Unul dintre ele, am primit multe privilegii. Unul dintre ele este acela de a lucra ca medic. Este un privilegiu și o responsabilitate și de a lucra ca medic neurolog. Este fascinant creierul uman. Să știți că lucrez de foarte mulți ani și continuu să mă minunez. Continuu să mă minunez de splendoarea pe care trebuie că cineva a pus-o. Nu se poate. Deci nu s-a creat un ceas singur. Nu se poate ca creierul uman să se fi creat singur. Ce mă mai uimește, asta este un fel de descoperire pentru mine așa de ultimă perioadă, să zicem, deși puteam să mă prind de la început, dar nu s-a așa isteață, este faptul că toată rânduiala divină este sinergică cu biologicul din noi. Știați asta? Deci mie mi se pare fantastic. Aproape. Fantastic că să înțeleg că atunci când mi se spune, știți, eu văd foarte mulți pacienți, că asta mi-e munca de fiecare zi, care vin și cred că sunt bolnavi de boli neurologice. Și oamenii sunt bolnavi de neiertare, de mânie, de ranchiună, de nemulțumire. Și povestea asta nu e poveste motivațională, așa și să dea bine. Povestea asta e una biologică. În momentul în care în interiorul tău tu nu ești bine cu tine și cu ceilalți, cresc niște hormoni de stres și se blochează niște hormoni de bine. Și astea afectează întreaga sănătate. Dar ce m-am gândit, mi s-a dat ca temă să gândesc pentru astăzi, să spun câteva lucruri despre pericolele în care se află generația copiilor de la 12 la 18 ani.
Mama, trebuie să vă spun că nu mi-a fost simplu, pentru că eu sunt neurolog de adulți și caut să îmi să rămână limitele competenței mele. Dar, din nou, când m-am apropiat de creierul uman, găsește acolo o grămadă de chei. Deci, dacă ar fi să ne uităm la pericolul în care această generație este, ar trebui, cred eu, să pornim, eu ca neurolog de acolo pornesc, de la substratul biologic, neurologic. Știți, probabil, dacă nu știți, aflăm împreună. Până la 7-12 ani, creierul se dezvoltă în mod accelerat, masiv, masiv, masiv. Se dezvoltă numărul de sinapse, de legături între celule, între neuroni. Undeva pe la 12 ani, 8-12 ani, această dezvoltare masivă se oprește și încep să se trieze sinapsele acelea. Care nu-s de treabă, care nu-s folosite, iasă din funcțiune. E fabulos creierul, este fabulos creatorul, fabulos să vezi cum funcționează perfect lucrurile. Ei, pe la 12 ani, începe să devină foarte vocal, aș zice, foarte vocală, o anumită parte a creierului, sistemul limbic o numim noi, ăsta este un soi de creier emoțional, care este responsabil de gestionarea emoțiilor și a emoției și a recompensei. Și în această perioadă, cum am spus, sistemul limbic e cel care cumva preia conducerea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că copilul, noi zicem copil de 12 ani, caută să se autonomizeze tot mai mult față de familie, caută tot mai multă plăcere, este perioada în care se consolidează prietenii profunde, apare interesul pentru sex opus și de asemenea copilul de vârsta asta este interesat de tot felul de activități cu risc care să-l valideze. Este perioada în care își caută identitatea și valoarea de sine. Pentru că începe să se separe, să caute să se separe de familia din care a plecat și să se valideze în alt fel. Acum, aceste lucruri se materializează în comportamente care ne sunt ca părinți, ca dascăli, ca, în sfârșit, în toate condițiile în care ne aflăm, ne sunt foarte familiare. Ce este caracteristic copiilor de această vârstă? E faptul că era o zicere interesantă, știi, la 4 ani mama știe tot, la 8 ani mama știe multe, la 12 ani mama știe ceva, pe la 16 ani nu știu dacă știe ceva, pe la 18 ani bătrâna asta o trăi cu dinozaurii, mă rog, pe la 25 de ani începe să se gândească, parcă ar ști mama ceva, pe la 30, cred că ar trebui să mă sfătuiesc cu mama cu privire la asta, în sfârșit lucrurile continuă, pe la 55, ce păcat că nu m-am sfătuit cu mama. Ideea de asemenea importantă este că la această vârstă, cum am zis, sistemul limbic e foarte vocal și respectiv comportamentele aferente, adică cum am spus, relațiile care pot deveni anturaje nefaste, interesul pentru plăcere, de aceea pornografia este un risc major de la 8-12 ani încolo, consumul de droguri. Copiii sunt foarte vulnerabili la anturaj, presiunea anturajului este foarte importantă, e foarte important să fie plăcuța anturajului. Ei, și în toată această perioadă, cortexul prefrontal și cortexul frontal, care e responsabil de rațiune, de decizii, îi mai silențios, pentru că cortexul frontal se dezvoltă undeva după 20, se maturizează, nu se dezvoltă, se maturizează la 20-25 de ani. Este perioada de mare risc pentru copiii noștri. Ei, și ghiciți,
contextul ăsta, ideologia woke, care mi-a plăcut ce spunea cineva, se traduce cu trezită, treziți, dar nu mă agitați, nu treziți, doar agitați, ideologia marxistă stângistă, exploatează exact vulnerabilitățile acestei perioade. De fapt, fiecare din perioadele noastre de viață are anumite vulnerabilități. Știți, vulnerabilitatea crizei de mijloc, în sfârșit, de acum nu vorbim despre aia. Exploatează exact vulnerabilitatea acestei perioade, în care copilul caută să se detașeze de familie, el își caută libertatea, dar nu această libertate pe care el o revendică nu este opozabilă responsabilității, nici biologic, că ziceam de cortexul ăla frontal care încă nu e dezvoltat, nici legal. Și aș zice doar, aș menționa doar două chestii mari. Una este fluiditatea de gen. Dragii mei, trebuie să vă spun că, ca și medic, mă uimește și mă revoltă și mă limitez la atât cu cuvintele, să nu spun cuvinte mai grele decât atât. Faptul că, Doamne Emilă, chiar câteodată suntem convinși sau pare, se pune presiune că această chestie e științifică. Cum că chiar, mă rog, dacă faci niște intervenții chirurgicale, niște intervenții endocrine, ăla care e băiețel o deveni fetiță. Deci mie mi se pare că este noaptea minții. De ce? Asta nu e o chestiune ideologică. Foarte frumos spunea Mircea Vulcănescu, unul din martirii creștinismului, a murit în 1952 în închisoarea din Aiud. Spunea așa, creștinismul nu e nici de stânga, n-are stâlpi vopsiți să fie de stânga, n-are stâlpi vopsiți de dreapta, creștinismul este libertate lăuntrică. Asta este creștinismul. Omul ăsta a validat ce a zis. Ei, fluiditatea asta de gen, biologic, este imposibilă. Pentru că tu rămâi definit de XX, de cromozomia XX sau XY, indiferent cum arăți, dacă ți se pune un uter sau nu ți se pune un uter, sau indiferent ce intervenții chirurgicale sau endocrine se fac asupra individului, el ontologic rămâne bărbat sau femeie. Vrei, nu vrei, îți place, nu-ți place. Deci biologic, această ideologie nu stă în picioare, este o prostie. Biologic, neurologic, cum vreți dumneavoastră, medical. Ăsta este un aspect. Acum, această poveste cu fluiditatea asta de gen, ea se folosește de hedonismul, de nevoia de plăcere caracteristică acestei perioade, așa cum am spus, dar ținta ei nu este să-i facă fericiți pe destinatari. Ținta ei este una de destructurare identitară. Asta este ținta. Asta a fost povestea și cu referendumul pentru familie. Povestea noi despre iubirea nu se alege, sau cum era, mă rog, sloganul acela, nu se votează. Povestea nu-i despre asta. Povestea este că în momentul în care ți s-au scos rădăcinile, se poate umbla cu tine în orice parte. Când scoți copiilor rădăcinile lor, care sunt rădăcinile? Familia? Păi nu știu care e familia, că de fapt identitatea, până la urmă nici nu știu dacă mie mi-ar, dacă eu mă cățăram în pomi, păi poate că era bine să fiu băiat. Identitatea, familia și valorile creștine. Am auzit mai repede despre nevoia de absolut, despre cruce, verticală și orizontală. Toți avem nevoia de, îi scrisă noi, nevoia de absolut. Deci când aceste valori sunt destructurate, constructul interior este făcut vulnerabil. De acolo încolo, cu individul ăsta
poți să faci ce dorești. Și un alt mijloc, de fapt un mijloc, care se folosește pentru implementarea agendei acesteia, este tehnologia digitală. Nu vreau să... Deci tehnologia, internetul, social media, media și social media, este o mare binecuvântare până la urmă și cred că trebuie să o zicem pe aia dreaptă, este o mare binecuvântare care aduce niște oportunități care acum 20 de ani nici nu ne treceau prin creanga minții. Deci este o mare binecuvântare. Pe de altă parte, dependența de ecrane este cea mai mare plagă, cred eu, sau una dintre cele mai mari plăgi ale... Eu nu știu dacă a copilul, a generației copilor noștri, dar cred că și a noastră. Pentru că ne privește cumva pe toți. Și ceea ce este bine să știm este că aceste tehnologii sunt construite, sunt făcute ca să fie adictive. Ca să depinzi de ele. Și în momentul în care tu stai acolo pe ele, când copiii stau, și asta este o altă poveste, n-avem timp de ea, vreau să vă zic numai atât. După 4 minute de privit la un ecran, creierul nostru intră în modul de relaxare. Din punct de vedere electric, asta nu-i, iarăși nu-i poveste. Crește nivelul undelor alfa, bun, și în această condiție de relaxare, tu zici, păi foarte bine, chiar asta vreau, să mă relaxez. Ideea este că nivelul de sugestionabilitate crește foarte tare. Și atunci tu zici, dar eu nu vreau să consum, valorile mele sunt așa, așa, așa. Doar că, fără ca tu să știi, ai coborât garda și devii mult mai sugestionabil și tot ce tu vezi, ce teoretic n-ai accepta, nu? N-ai accepta adulterul, n-ai accepta, dar te uiți la un film romantic și... Deci copiii noștri și noi suntem vulnerabili. Acum, n-aș vrea să rămânem, ce-i de făcut, n-aș vrea să rămânem la partea negativă. Ce cred eu este, ce m-am gândit eu, nu ce cred eu, ce m-am gândit eu, ce mi-am scris eu acolo așa. M-am gândit trei piloni de care depinde mersul acestor copii și al celor care vor veni după ei, și al nostru. Unul este familia și nu trebuie să fim atât de naivi să ne închipuim că ideologia asta stângistă are... familia e o țintă colaterală, nu, este o țintă explicită. Asta este ținta, explicită, nu-i colaterală. Și trebuie să fim atenți la asta. Al doilea pilon este biserica. Și ce se întâmplă aici, mi-aș dori din tot sufletul să se mai repete și să se extindă. Pentru că atâta timp cât noi nu încăpem unul de altul pentru mici diferende, ăla își face cruce, ăla nu își face cruce, ăla poartă rochia mai lungă, ăla mai scurtă, ăla nu știu ce, câtă vreme noi suntem dezbinați, ceilalți sunt mai mulți. Este vremea să împlinim, să devenim conștienți că rugăciunea, înainte de patima Mântuitorului, rugăciunea lui a fost: Tată, mă rog ca ei să fie una, cum noi suntem una. A fost, dacă vreți, rugăciunea cu limbă de moarte. Și mi s-a părut mereu interesant, le zice ucenicilor, tot așa în preajma acelui moment le zice: oamenii vor cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă faceți fapte bune, dacă vă iubiți unii pe alții. Și eu nu încap de ăla de lângă mine că nu-i ca mine, că nu vine la biserica mea, că de fapt nu-i despre asta. Exact așa cum pe o stradă sunt nu știu câte case și fiecare casă are o microcultură. Biserica de la început s-a născut în case. E normal să avem o microcultură, o subcultură, dar nu la modul negativ. Biserica este resursa lui Dumnezeu, comunitatea sfinților. Da, sfinților. Este resursa lui Dumnezeu pentru schimbare.
Dacă o să fim conștienți de asta, o să o valorificăm. Și nu o să ne mai lăsăm agățați în diferențe de nimic. Până la urmă, un singur nume s-a dat oamenilor în care să fie mântuiți, numele lui Iisus Hristos. Asta trebuie să ne lege, punct. Și al treilea punct este nivelul politic. Vrem, nu vrem, acolo se hotărăsc lucrurile. Acolo se hotărăsc lucrurile, de un fel sau de altul. Îmi place sau nu îmi place, asta este. Și ce... Știți, eu m-am gândit la un moment dat și termin. M-am gândit la un moment dat, am început în Cluj să ne rugăm pentru oraș în perioada pandemiei, nu puteam face prea mult, mergeam pe ne plimbam și ne rugam că numai atât puteam. Și am început să mă gândesc, domne, da, are rost cumva? Doar nu-i scris că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele și nu, vor fi războaie, vești de războaie cu tremure. Nu trebuie să se întâmple lucrurile astea. Ce? Da, asta este, le iei cu mă, pandemii, epidemie, așa, așa. Pentru mine a fost schimbător de paradigmă să înțeleg ceva foarte simplu, dar mare, greu. Rugăciunea Tatăl nostru. Iisus a spus așa, rugați-vă astfel, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ei, la acest lucru suntem chemați, să fim oameni care aduc împărăția, care trăiesc de așa manieră încât oamenii ai împărăției, noi, Iisus a zis, împărăția este în voi. Să ducem împărăția și să fim conștienți de asta. Suntem chemați, schimbarea este în mâinile noastre. Și e chiar ultimul lucru. Deși pericolele care planează, vremurile nu sunt simple. Deși, dintr-un punct de vedere, nu cred că am schimbat niciunul cu vremea în care creștinii erau duși în arenele romane, să o zicem pe aia dreaptă, nici cu vremea Holocaustului, nici cu ce... Însă mi se pare fantastic. Dumnezeu este pe tron. N-a schimbat, n-a cedat niciodată poziția asta. Și atunci, să știm că copiii noștri, zice o vorbă în popor, fiecare copil vine cu o franzelă sub braț. Exact pentru copiii care au venit în lume în această perioadă, copiii noștri, nepoții noștri, au venit echipați, nu le mai plângeți de milă. Dumnezeu care i-a chemat în ființă, i-a adus echipați pentru această perioadă. Ce avem noi de făcut cu asta, ce avem noi de făcut, este ceva ce, la fel cum a făcut David în vremea lui, împăratul David, a slujit generației lui după scopul lui Dumnezeu. No, fix asta este ceea ce noi avem de făcut. Să prindem scopul lui Dumnezeu și să fim, să fim relevanți pentru generația asta, după scopul lui Dumnezeu. Și lucrurile se vor schimba. Vă mulțumesc! Excepțional, vă mulțumesc foarte mult! Am reținut câteva idei și vreau foarte rapid, că suntem un pic în întârziere de timp, să le mai subliniez o dată. Dacă Hristos cheamă copilul din noi la mântuire, adică sufletul curat de copil, și Antichristul se adresează tot copilului, dar minții lui. Rețineți că Marx, că am vorbit de marxist și neomarxist, a spus așa, dați-mi o minoritate și voi răsturna lumea. Această ideologie se bazează pe cultivarea minorităților, că astăzi sunt de gen, că altă dată au fost de clasă, că altă dată vor fi de rasă, nu contează. Revoluția permanentă, care este una bolșevică, se bazează pe cultivarea unor minorități. Și ultima idee, dacă Sfântul Apostol Pavel avea un cont de Facebook sau de Instagram, oare câți mai creștini astăzi? Cred că mulți, apropo și de partea benefică
a rețelelor de socializare. Mergem puțin pe repede înainte, pentru că suntem un pic în decalajul programului. Am și început mai târziu, Mihai, decât era prevăzut, așa că îngăduie-ne să închidem ultima parte a acestui panel cu domnul Cornel Petrișor. Am avut bucuria să-l cunosc înainte de a-l întâlni într-o emisiune pe care am făcut-o împreună cu Mihai Neamțu și a ieșit și foarte bine. Mulțumesc, Mihai! Foarte pe scurt, om de afaceri care locuiește în Statele Unite de aproape 40 de ani, a fugit din România în 1985 trecând în Nord Dunărea, a ajuns întâi la Trieste și apoi în Statele Unite. Acolo a înființat compania Corners Quality Construction în Bellevue, pe care a condus-o timp de 20 de ani. S-a născut aici, lângă Cluj, la Someșul Rece, într-o familie numeroasă. Părinții au inspirat dragoste pentru Dumnezeu și pentru țară. Este un om care își bazează viața pe principii creștine, implicându-se în a ajuta pe cei din jur, cu demnitate și respect față de Dumnezeu. Un pasaj am să citesc din cartea lui, ca să-l cunoașteți la fel de bine înainte să-l auziți vorbind, cum l-am cunoscut și eu prin vorba via lui Mihai. Atunci când decalogul și aproapele sunt puși pe aceeași treaptă cu noi, munca și eforturile noastre capătă sens. Astfel mă poziționez eu în viață, implicându-mă în a oferi celorlalți și a trăi cu demnitate și cu respect față de cele divine și față de familie. Domnule Petrișor, vă ascultăm! Vă mulțumesc. Vreau să încep prin a vă saluta pe fiecare din voi și a vă binecuvânta în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mă bucur să fiu aici, deși sunt plecat de aproape 40 de ani. Dumnezeu, în fiecare de noi, așa cum au spus și vorbitorii anteriori, Dumnezeu pune în noi lucruri sau daruri diferite. Aș vrea ca să vă vorbesc foarte puțin despre această carte. Se intitulează Prețul Libertății. Vreau să vă spun că în urmă cu 40 de ani eu am plătit acest preț. Și nu numai că am început să-l plătesc în urmă cu 40 de ani, dar prețul s-a plătit în tot acești 40 de ani. Foarte puțin o să vă spun despre mine. M-am născut în localitatea Someșul Rece, undeva la 19 km de aici. M-am născut într-o familie de creștini, 9 copii, eu fiind numărul 7, cel mai mic dintre băieți. Cu totul știm că numărul 7 are și o semnificație specială chiar în Biblie. Vreau să spun că Dumnezeu a pus ceva în mine de când eram mic. Fiind cel mai mic dintre băieți, am avut o relație specială cu mama mea. A fost cel mai bun prieten al meu. Puteam să-i spun mamei mele absolut orice. Deci aveam o relație foarte apropiată cu ea. Dar am învățat foarte mult de la mama mea. Și la taică meu, și la tatăl meu la fel. Dar am învățat ce înseamnă să fii liber. În primul rând, ce înseamnă să fii liber pentru a-L sluji pe Dumnezeu. După cum bine ți-a auzit în această seară, orice s-a vorbit, se ajunge tot la Dumnezeu. Fiecare din noi avem nevoie să-L cunoaștem. Nivelele noastre pot să fie diferite, dar libertatea a-L cunoaște pe El, a avea o relație cu El și a trăi cu acel simțământ, știind că ești liber să-L slujești pe Dumnezeu, este lucru care eu l-am învățat de la părinții mei. Foarte pe scurt o să vă spun despre ce s-a întâmplat în urmă cu 40 de ani. Eram un copil cu părul bălai, o să citiți chiar în această carte, și am avut un vis. Am avut un vis că mă găseam undeva pe ruful sau chiar la ultimul etaj într-un zgârie nori și aveam acel simțământ de libertate.
Avem acel simțământ, parcă simțeam că eram, nu numai că eram proprietarul acelei clădiri, dar mă simțeam liber. Și vreau să vă spun că a fost o dorință care mi-am dorit-o chiar de mic copil. Dumnezeu a adus vremea, a adus ziua când am făcut acest pas. Am trecut de unde era not, 4 băieți. 2 dintre noi nu știau să noate. Gândiți-vă cât este de riscant. Cu toții știm că dacă intrați în apă cu o persoană care nu știe să noate, tu mor primul. Pentru că acela se încleștează de tine și te bagă pe tine sub apă. Dar noi am avut acest curaj și am fost gata ca să plătim acel preț, ca să trecem Dunărea în not, trăgând pe acești 2 băieți după noi. Și fiind gata, pentru că vreau să vă spun, am fost în apă 5 ore. Atât ne-a luat ca să trecem Dunărea în not. Și când am ajuns pe malul dincolo, malul la Iugoslavia, vreau să vă spun că am văzut cruci cu două lemne, două bețe, fără niciun nume. A fost al altor români care au făcut și au fost gata și au plătit prețul de a fi liberi chiar cu viața lor. Să știți că libertatea are un preț. Și noi, cei 4 băieți, am fost gata ca să-l plătim. Dar vreau să aduc din nou ecuația părinților mei, care au fost oameni credincioși și care s-au rugat pentru noi, care ne-au încredințat în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a păzit. Tatăl meu nu a știut de plecarea mea, doar mama mea. Nu am avut curajul ca să-i spun la taică meu, pentru că nu mă lăsa să plec. Dar mama mea, care a fost, din nou spun, cel mai bun prieten al meu, s-a rugat pentru mine și m-a încurajat ca să-mi urmez visul, ca să fiu liber. Pentru mine este emoționat, chiar dacă s-a întâmplat în urmă cu 40 de ani. Pentru că părinții nu mai sunt aici, părinții nu mai sunt. Aș vrea ca să-i... Știți, noi oamenii avem o percepție. Spunem că vrem să omenim pe cei care merită sau vrem să îi apreciem. Eu aș vrea să fac lucrul acesta mai mult, dar nu mai pot, pentru că ei au plecat de mult. Mama mea a plecat la Domnul în 1993, când eu eram în America și n-am putut să vin la mormântare. Pentru că asta a fost situația. Și eu am trecut prin situații financiare ca și Rodica Baciu. Ai un nume frumos, by the way. Te cheamă exact ca pe soția mea. Amin. Vreau să vă spun că Dumnezeu a fost de partea mea. Am plecat, am ajuns acolo și am început să plătesc prețul la libertate chiar fiind acolo. Vreau să vă spun că am început să lucrez cu 2 dolari și un cent pe oră în 1985. 2 dolari și un cent. Și am ajuns să fiu antreprenor, să fiu businessman. De-a lungul anilor au lucrat și pentru mine peste 1000 de români. Doar români, pe lângă ruși, americani, mexicani, mă rog. Și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Am ajuns ca să fiu binecuvântat de Dumnezeu prin dedicarea pe care am avut-o pentru viață, pentru valorile creștine, pentru, pot să spun, involvarea în credință, în a sta aproape de Dumnezeu. Este un lucru care fiecare din noi, oricâți bani am avea, orice am avea în lumea aceasta, dacă nu avem pe Dumnezeu, nu avem nimic. Vreau să știți lucrul acesta de la mine. Banii nu sunt everything, nu sunt totul. Mă iertați că probabil că o să mai introduc câteva cuvinte în engleză, dar asta nu are de-a face. Banii nu sunt totul. Ceea ce ai în inimă, credința,
valorile care le-am primit de la părinții mei sunt lucrurile care mi-au călăuzit viața și mi-au ajutat ca să ajung unde sunt astăzi. Stau în fața dumneavoastră pentru că vreau să vă spun că totul se poate dacă ești hotărât în ceea ce vrei să faci, dacă ești gata ca să plătești prețul care se cere, dacă ești gata să te pui pe tine, să spunem, pe ultimul loc, pentru că altfel, de multe ori, nu ai cum să reușești. M-am apropiat de vârsta de 60 de ani și vreau să mă pensionez și m-au abordat un grup de români, cei care au lucrat pentru mine, și au spus: Cornel, nu poți să te pensionezi. Unul dintre băieții mei a preluat afacerea și a spus: de ce să nu mă pensionez? Au spus în felul următor: tu ai fost un impact pentru comunitatea de români din Seattle, Washington. Acolo am locuit cea mai mare parte al vieții mele. Am locuit o parte și în Chicago, o parte din anii fiind în America, dar au spus: tu mai ai încă ce să dai comunității de români care locuiește în străinătate. Și în seara aceasta pot să anunț, sau unii dintre vreau să știți, cei care mă cunosc mai de aproape, cu ajutorul lui Dumnezeu voi candida la Senatul României pentru diaspora. Voi reprezenta românii care sunt plecați din România. La ora actuală avem undeva la 8 milioane de români care locuiesc în afara granițelor României. Acești 8 milioane de români vor fi reprezentați de 2 senatori și 4 deputați. La nivelul Americii, românii n-au fost reprezentați la nivel de senat niciodată. Cu ajutorul lui Dumnezeu o să fiu primul care o să o fac. Și vreau să vă spun că o fac pentru români, pentru comunitate, nu o fac pentru mine. Nu ceea ce o să vreau, ce urmează să fac în viața mea, nu o fac pentru bani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că financiar El ne-a binecuvântat, suntem binecuvântați și nu avem nevoie ca să o facem pentru bani. Sunt români, și vreau să vă spun, sunt români care au inimă pentru România așa de mult cum voi nu vă dați seama. Mulți români din diaspora, aș putea spune că, și nu vreau să supăr pe nimeni, bineînțeles, sunt mai patrioți ca mulți care locuiesc în România. Românii din diasporă vă iubesc. Chiar dacă se întâmplă ceva, incidente, dar vreau să vă spun, trăiesc departe de România cu o dragoste enormă pentru România. Vă mulțumesc! Iată un motiv în plus pentru care îl iubesc pe Mihai Neamțu, că are această precizie de a aduce oameni atât de generoși care să-și pună sufletul pe tavă și să creeze realmente o comunitate de oameni care probabil s-au întâlnit poate pentru prima oară în această seară și să ne creeze așa apartenența unei singure familii. Vă mulțumim foarte mult pentru acest act de radiografia sufletelor voastre, vă mulțumesc foarte mult. O să luăm o pauză, dar dați-mi voie să mai mulțumesc o dată unor domni și doamne aflați în sală, fără de care grația acestui eveniment poate ar fi fost alta. Octavian Ganea, patron ROD și echipa sa, mulțumim foarte mult. Sculptorul lui Liviu Mocan, Radio Someș, director Traian Ogăgău, reprezentant la eveniment este domnul Șerban Groza, îi mulțumim foarte mult. Nelu Bențe, patronul Natsuro, Chioran Nicolae, patron Panemar, Emanuela Gândilă, reprezentat Conrad Transport SRL, Ștefan Radu, Nicolae Popa, Nelu Larionesi, Alin Seserman, Gabriel Olariu, David Ile, Nelu Brane, echipa Marile Cărți și lui Miriam Tomiani.
Nu uitați, în pauză se creează network-ul, relationship-ului, nu? Ca să folosesc eu un termen în engleză. Nu uitați să vizitați și standul Marilor Cărți, unde veți găsi și Prețul Libertății a domnului Petrișor. Amintiți-vă și de licitația acestui tablou. Banii care se vor strânge vor susține activitatea pe mai departe a acestui grup. Pe data de 8 aprilie o întâlnire asemănătoare va avea loc la Brașov, după care se pregătește, apropo de diaspora, întâlnirea cu românii de la Viena. Urmează după pauză o a doua parte foarte interesantă cu Paula Selling, cu Mihai Neamțu și cu niște surprize. N-am să le dezvălui, evident. Mulțumesc foarte mult, o scurtă pauză și ne vedem, nu știu, peste un sfert de oră, 20 de minute pentru partea a doua a serii noastre.